Lasă că ne conservăm un pic cu fumul ăsta. Ce ai pula mea de carne? Ce ai cozonacule? Te-ai umplat? Te-am spus dimensia. La român cu ce să unce grătarul? Cenzurat? Necenzurat. Cu slană. Și la olandez? Cu vânătă. Cu vânătă e bun. Ai pârlit porcul. Nu de pe mijloc. Stai că imediat. A, de porcul și punem porcul direct. Aia e. Apăsăm unge ca lume. Asta o trece pe partea cealaltă. Și asta o aici. Uite, ne doamne minte, cap avem. Mai pot să dau și mai. Bravo, bă, da. Trebuia să fii inginer. Inginer gratargiu. Pot să dau și pe margine. Uai. Ia e. Foarte fain, n-are nimeni. Nici nomazii, e? Nici nomazii, de unde să aibă nomazii? Nomazii fac frigărui de la îmbăț. Ești pe aia care fac piscine dintre adevă, Serghei. Ce piscine? În natură, niște inie. A, am luat, da. Butonul de aur. Da, da? Am primit butonul de aur, numai sapă. Unde o primit butonul de aur? Sapă în pământ și construiesc piscina. Sau case. Ce buton de aur, mă, că nu de înțeleg. De la YouTube, mă. A, că au făcut... Un milion de... Foarte tare. Nu e că nu merită. Nu... Adevărat, nu nomazii. La milionul de diamant? Da, nu mai știu. Cred că depinde și de zonă. De țara poate, din de care... Nu, mă, nu cred că ăsta de aur ți-l dă la 300. 300 de mii? Da. Cred că depinde de țară. Că la americani, de exemplu, au populație mai mare, e mai multă lume care vorbește engleză și cred că se dă mai greu butonul ăla de aur. Oricum, la americani îmi place moda de face review-uri la mâncare. Ce spune, ce face? Mă duc, da, fac. Ce e ăsta? Cucuruz. Papușoi. Cucuruz, papușoi, porumb. Știulete, știuletele la... Știulete e când se termină, nu? De. După ce îl mănânci. Bă, ce și bine. Să dea bun de lapte, nu? Dulce. Supercute cu cașcaval. Aici șampinioane de pe Coasta Dracului. Sau de la tabără. Ce și zic până la mor. Vrei, te rog, o să-ți fac o cafea, mă. Dănuț, dacă binevoiești, foarte apreciești, te pup pe frunte. De care ai și nimeni, nu mă interesează. Lapte, cortado sau neagră? Neagră. Neagră? Americană. Bine. Că eu vorbesc americană, engleză. Mulțumesc. Neagră. Te iubesc, Dănuț. Ce e asta? Cafeaua, cafeaua neagră. Mulțumesc. Cu sincer, cu drag. O lăsăm să se răcească un pic. Era ceva mai special. Specialitate, da. Like-ul făceam mult de pă, acolo, în Bergai, că am văzut și eu prima dată. Dar bun. Acum. Sare, piper, un pic de ulei și niște condimente pentru grătar. Și multă dragoste. Și dragoste, bineînțeles. Mulțumim pentru rețetă. S-a dus. Ale, pentru ce-i adormiți? Sunt ciucuri simple cu cașcaval. Cașcavalul e mai special. Cașcaval de Olanda. Olandezi au cașcaval bun. Au multe specialități de cașcaval. Sau bine cu cașcaval. Nu ca francezii sau... Italienii, da, totuși. Da. De aceea se mai spune și cheesehead.
Cheese. Vai. Cum li se zice? Zic că așa li se zice cheesehead. Sau în olandeză, casco. Trimite dincolo și-o scos bidurile de ciorbă, cum fac eu țigătar și sunt atât de miros de carne, la ciorbă, atac. Atât să zice. Bere locală, Domălș, râul nostru de aici se numește Domăl și chiar aici lângă noi. Domel sau Domele? Sau Domel? Domăl, Domălân. Pe acolo, pe undeva. Domălân e orașul, Domăl e râul. Ok, și ăștia iau apă din râu și fac bere. Și berăria chiar aici lângă noi și fac bere Domăl. Foarte frumos, bun. Noroc. Doamne. Doamne ajută, sănătate, la mulți ani, trăiască mirii, toate. 2 lăzi de băiesc? 2 mi-am luat. Că așa să vadă lumea că te cumperi câte 2 lăzi. Eu câte 2 lăzi când iau salarul. Iau 2 câte... lăzi sau 8, Sergiu, că nu mai știu. 2, că de 2 am avut bani, mai mult de unde. Iau câte 2 lăzi de bere când iau salarul, la beau la noi, o săptămână și după aia... Dacă iei mai mult, ai 10% reducere. Unde, aici la Netorama? Da. Păi de la Netorama am luat 2 lăzi, că tu ai zis că face reducere, că am dacă vrut să iau unul. Dacă iei o ladă de bere, e 11 euro și un pic, dacă iei 2 lăzi de bere, e cu 10 euro lada de bere. Dar să știi că contează și orașul. Corect, că aici e mai aproape de Domelen, e mai ieftin, în Domelen e și mai ieftin. La mine, cum îți mai departe, e mai scump. Nu, l-am luat toate Netorama, că e la fel. Așa e, oare? Nu știu ce să se coși berea de Sibiu. Bâlea. Că bâlea cea mai ieftină e la Sibiu, că direct de la cascadă, de acolo îmbutelează. Dar mai e bâlea? Nu mai? Prestejar, bâlea. N-ai auzit că ăsta e Silva, ai auzit? De Silva, da. Silva Regor. Păi ce Silva, e tot de la Sibiu? Nu, e Silva, e veche. Adevărat. Timișoreana, iar are vreo 300 de ani. Numai pe jos ai dat jumate, cred că ți-o foame deja. U, gimnastul, te ajut? Om olimpic! Bravo! Campion pe sate. Campion pe sate la matematică și 50 de metri garduri. Socule, ribai bă Coste, dar nebătut. De data asta, ia uite. Neșnițel. Ia să vedem. Calitatea întâia. Și la asta Coste, condimentele după, bă. După? Da, și sarea și piperul după, că dacă nu se usucă, știi, sarea îi place grăsimile alea faine, știi? Sau am mai auzit eu metodă, ți-am zis-o de nuți. Înainte cu, nu știu cu timp? Păi pui sare și piper și îl lași 40 de minute, o oră cu sarea și piperul, că sarea extrage sucurile din carne și după are timp de sucurile alea intră înapoi în carne cu tot cu sarea. Da. Și atunci ce că iară iasă bun. N-am făcut niciodată așa varianta asta, trebuie să încerc. Ribai. Parangel. După cum am. Să face, Dani. Nimicită. E fragedă. Și caharul meu? Da. Les de la porumb. Îi conferă niște aromă în plus.
Ați aflat pe toate? Da. Adevărat. Ai sos bernez, am făcut iară. Da. Cartof. Stai liniștit. Da. Bă, că e vie, sare din furculița. Da, e s-o duci zama aia, mă. Da, mă, nu. Dar nu calde în capul cu aceea. Mă vede pe mine, da? Nu, mamă, hai să te ia, mamă. Da, te ia, mamă. Nu. Trebuie ca să mai calde, să mănânci. Am iau o chimită. Păi dacă ai... Vaciu, scoate-l. Fragil, bun. Ia, ia, să trăiască bucătarul. Bravo, Denuț. Ce? Asta e perfectă. Magnific. Ce bine arată. Ți-ai luat-o mai devreme? Dă-i așa sau cum de nimeritor? A, norocul. Asta s-a nimerit, asta mi-a pus-o Dănuț? Nu, e bine, dar am crezut că ai arătat mai devreme, de aia e așa. Vreau să toate palpele, v-ați văzut fatea. Da, vezi cum de aia. Și asta a fost în fatea ăsta. Așa între. Păi și cum de oale? Data trecută ai nimerit tu mai. Ține-ți o vedem, dar așa e? Mâncă și de ăștia. Îi dăm și lui cărniță. Precăniță. Poftim? Să-i dau o bucată de carne cu usturoi? Doamne, ajută! Vrei? N-are voie puiul. Mol făi niște cucuruz? Nu v-am salutat. Da.